Dragii noștri, de această dată suntem în Lețcani la Popasul Măriei cu o surpriză frumoasă pentru cei mai scumpi prieteni. Astăzi își sărbătoresc 25 de ani de la căsătorie. O surpriză venită cu tot dragul din partea prietenilor din Spania, așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să le urăm la mulți ani împreună. A la grec, cofetărie de încredere. Ne cerem scuze un pic, câteva minuțele, facem o pauză. Da. Bine v-am găsit! Și la mulți ani împreună, vă spunem. Noi suntem echipa Surpriz la domiciliul Iași, iar astăzi știm că sărbătoriți. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea celor mai dragi și mai scumpi, care astăzi sufletește, sperăm să-i simțiți aici aproape. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți, cine ar fi putut să vă pregătească această surpriză? Cine credeți și-ar fi dorit din toată inima să fie aici prezent, dar distanța nu li permite. Dar din toată inima, prin intermediul nostru, și-au dorit să vă transmită că sufletește sunt aproape. Mulțumim, că simt cu aceeași intensitate bucuria pe care o purtați în suflete. Și noi tare sperăm, prin intermediul nostru, să reușească să-i simțiți cât de puțin aproape. Așa că scrie și pe tortuleț la mulți ani împreună. Vă spunem și noi, la cât mai mulți ani împreună, de acum încolo. Și aici mai am ceva, dar îl țin ascuns, ca să nu ne dăm seama din prima cine stă în spatele acestei surprize, dar am să dau citire unui mesaj. Un mesaj venit cu toată inima, din partea familiei de departe, dacă îi putem spune așa, pentru că vă știți de ceva timp. Și acolo, în străinătate, spuneau ei că ați reușit să aveți așa niște relații strânse, să închegați niște relații care sunt strânse și chiar n-ar fi putut să lase chiar așa ziua să treacă. Iar mesajul spune așa: la mulți ani de ziua căsătoriei voastre, sărbătorind 25 de ani de iubire, respect și înțelegere, voi continua să demonstrați lumii ce înseamnă cu adevărat o căsnicie fericită. Sunteți un exemplu pentru toți cei din jur, arătând că dragostea adevărată poate crește și înflori odată cu trecerea timpului. Acești ani petrecuți împreună nu sunt doar o simplă mărturie a durabilității unei relații, ci și a devotamentului, a grijii pe care îl împărtășiți mereu unul pentru altul. Vă dorim să aveți parte de și mai mulți ani plini de bucurie, fericire și momente de neuitat, să vă bucurați unul de prezența celuilalt, să vă sprijiniți reciproc la fiecare pas și să pășiți în continuare braț la braț prin viață. Fiecare zi să fie o nouă oportunitate de a descoperi lucruri frumoase despre voi și despre relația voastră, iar iubirea să fie far călăuzitor pe acest drum minunat. Dragii noștri, vă iubim din toată inima și să știți că abia așteptăm să reveniți aici și să sărbătorim și aici încă o dată 25 de ani de căsătorie. Cu toată dragostea, Laura și Mihai, Alexandra și Vlad, Gianina și Florin, Carolina, Lorena și Codrin. Iar aici, drept amintire și o diplomă cu 25 de ani de căsătorie. Cu aceeași felicitare. Iar acum aplauze pentru sărbătorii de astăzi. Eu am să țin așa. Cu siguranță această diplomă o să vă aduc aminte de această zi. Am să țin eu ca să nu vă deranjați. Iar acum, dacă ați avea cumva să le transmiteți și dumneavoastră ceva, să le spuneți ceva. Mulțumim mult. Nu așteptam la așa ceva. Eu complet. Nu așteptam să primim așa ceva. Vă mulțumim de suflet, dragilor. Străinătățile sunt grele, dar multe au legat relații frumoase acolo. Da, multe prietenii, știu cum se zice. Familia de acolo, din Spania. Familie, prieteni. Așa prieteni. Este, le transmitem salutări, le facem așa cu mâna. Prieteni. Iar acum am să vă rog să lăsăm cadourile. Pentru că noi pentru dumneavoastră mai avem pregătit și o melodie din partea dumnealor. Dar în acest moment vor să vă vadă dansând, pentru că este o melodie care trebuie să și dansați împreună. Asta e bună. Asta e bună. Și să vedem și ce au pregătit. Dar să veniți aici în mijloc, noi să-i susținem cu aplauze. Am să vă rog dumneavoastră să... Așa. Dar să vă rog aici în mijloc, așa în mijlocul selii. Noi o să vă susținem aici cu toții. Spune-ți melodia cu cânt eu. Să dăm mai tare de aici. De acolo noastră, nu?
Permiteți să facem și câteva poze cu dumneavoastră, ca să le transmitem mai departe. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.